Little Boys. Mamă! Bă! Astăzi ne uităm la noul episod de la Life of Luxury. Băieți și fete, pentru prima dată în 2022 vom reacționa la noul episod de la Life of Luxury. Băieții ăștia au postat un nou clip acum câteva minute și eu sunt pregătit să facem o reacție foarte, foarte creepy, pentru că titlul este: ea credea că frățiorul ei mai mic este mort. Adică, băi, e ceva super ciudat. Nu uitați de like și de subscribe. Eu zic să nu mai pierdem timpul și să-i dăm drumul cu reacția. Let's go! Pentru acest episod, let's go! Ok, deci au primit un e-mail de la Millie aia și fratele ei mai mic a murit acum câtva timp. Ok. Millie has noticed strange changes in her father's behavior and appearance. She thinks that her dad has not been able to accept her little brother's death, and the things that he's been doing are sick and go beyond grieving. Ok, boys, deci fiți atenți, de când a murit frățiorul ei mai mic, tatăl ei s-a schimbat foarte, foarte mult. Băi, e și normal, având în vedere că i-a murit copilul, e, na, te simți foarte, foarte prost. Însă a zis că chiar dacă, da, ia și ea chestia asta în calcul, că i-a murit copilul și că se simte foarte prost, bă, chestiile pe care le face sunt super, super ciudate și sunt exagerate. Și ne-a trimis un videoclip, hai să vedem. Hello. Salut, sună mai mare, bă, cine e ăsta? Asta-i taică-su? A, ba nu, a. Uite, vedeți, băi, zi, cineva care, adică, taică-su a venit cu păpușa asta și îi joacă feste lui asta. Ce face? Uite, ăla-i taică-su, ăla-i taică-su, bro. Bă. Bun, deci trebuie să mergă acolo să vadă dacă taică-su e ok și care-i treaba. Hai să mergem, băieți, nou episod de Life of Luxury, primul din 2022, abia așteptam să fac reacția asta. Băi, ciudat, rău de tot ce se întâmplă, pe bune. Hai să vedem. Chiar cum merg acasă la Millie aia, cum te simți? Întreb. Ok. Ok, deci fățiorul Chester întotdeauna este așa puțin nesimțit, însă bă, într-un fel are dreptate, frații mei, adică bă, poate taică-su a înnebunit efectiv pentru că i-a murit copilul mai mic, adică bă, îți dai seama, iubea foarte, foarte mult și poate de-aia. Și de-aia zice Chester că ei n-au ce căuta acolo pentru că taică-su nu poate să accepte emoțional că fiul lui a murit. Da, avem mai multe e-mail-uri, spune. Nu te mai uita așa de negativ. Bă, într-un fel are dreptate, boys, vă zic, adică poate nu e nimic atât de creepy acolo, gen, și doar pentru că, na, i-a murit copilul, nașpa. Ok, pare că chiar îi pasă ca oamenii ăștia să fie ok. Hai să vedem. Let's go. Bă, bă, e ciudat rău de tot, boys. Se duc acum acasă acolo să vadă care-i treaba. Eu zic, boys, că 100% e ceva ciudat la mijloc, însă nu știu ce până acum. Au ajuns acolo, bun. Ok, au ajuns la destinație, hai să vedem. E ceva ciudat la locul ăsta. E ceva ciudat la locul ăla, bro. Ok. Hai să vedem. Au ajuns aici. Bun, mamă, e o casă destul de mare. Bat la ușă. Bun. Bro, mama asta e Millie? Mamă, ce mare. A, bă, nu, a ținut la camera jos. Ești Millie? Da, mamă, și ea se comportă ciudat, bro. Ne-a dat e-mail despre tatăl tău? Bă, asta nu vorbește, ce-i cu ea? O să-i trebuie dacă e ok. Bă, bă, ea e ciudată rău de tot. Bă, de ce se comportă așa ciudat? Asta e casa lor, ok. Ciudat. Ok, băieți. Ok, Millie, thank you for letting us sit down with you. Yes. Millie, mulțumim că bro, okay, so can you tell asta râde, gen, nu-i vine să creadă cât de ciudat e. Ok, ci că acum 2 luni fratele meu Timmy, mai micuț, a murit. S-a întâmplat așa random. Random. Și de atunci tatăl meu se comportă foarte, foarte ciudat. Și că crezi că tatăl tău e supărat pentru că fiul lui a murit? Însă, boys, fiți atenți, uitați-vă la titlul episodului. Zice că ea credea că frățiorul ei mai mic este mort.
Deci, nu știu dacă Timmy mor. Trebuie să ne gândim, hai să vedem. E mai mult de atâta. Și că a auzit foarte multe sunete ciudate de la atelierul lui. Shows you're an empathetic person. Thank you. My dad just needs to accept that Timmy is dead. Ok, a zis că e foarte bine că îți faci griji pentru tata tău, adică ești o persoană empatică, ții la el. Ce se aude? Bro, bro, cine e ăla? Ăla-i tăi, că sunt cu păpușa, bro. Bă, bă, ce se întâmplă? Salut, băieți, sunt eu, Timmy. Nu a murit, ha, 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 ha. Doar mă prefăceam că sunt mort, mamă, deci taică să o faci asta cu păpușa asta, ce ciudat. Te rog, oprește-te. Bro, uite-l pe taică-su, mamă, ce ciudat arată. Dude, ce se întâmplă? Bă, ce se întâmplă? Cine sunt prietenii tăi mai mari? Sora mai mare. Hai să ne jucăm toți. Te rog, oprește-te. Bă, ce ciudat e. Voi nu vreți să vă jucați cu mine? Bă, bă, nu-l supărați pe ăsta, nu-l supărați pe Timmy, băi. Mă, cine a fost chestia aia? Așa reacționează taică-su de când a murit fratele ei. Bă, ciudat. Vrem să vă ajutăm, pe bune. Ai ceva de atelierul lui taică-tu? Puteți să mergem să vedem care-i treaba? E în garaj. Și că puteți să vă duceți acolo, dar să nu faceți mizerie sau ceva de genul. Lui taică-su nu-i place când oamenii se uită la lucrurile lui. O să fim respectoși, hai să vedem. Ok, boys, mamă, bă, ce ciudat. Ce ciudat. E serios? De ce nu e serios tu? Ok, ăsta, bă, Chester, se spune pe bună dreptate. Bă, ce era chestia aia? Cine face asta? Cred că era doar o păpușă. Mamă, deci eu zis că, deci, taică-su a făcut o păpușă. Gen, o păpușă cu numele lui fiului care a murit. Și tot zice că e de fapt fiul lui nu a murit, numai se prefăcea, trebuie să accepte că a murit, spune. Pă bune. Ești insensitiv, mamă, deci babă, zăracu Chester, mamă, deci pare că ăsta m-a luat-o razna, bă, vrea să ajute pe toată lumea, bă, dar unii oameni care sunt așa ciudați, bă, nu, bă, nu trebuie, dacă sunt ciudați, de-astea au chestii posedate, pe bune, adică sunt ciudați rău de tot. Mai bine fug de aici, spre binele lor. N-au ce să-i facă lui taică-su, n-au cum să-l ajute, cred. Eu nu cred. Mai bine nu-l ajute, că n-au cum. Cred, nu știu, vedem. Mamă, ce-s cu chestiile astea? Bă, acolo scrie organe umane pentru transplant. Ok, ăsta a pus o cameră aici. Mamă, ce-s astea? Bro, aici sunt desene cu păpușa. Ce că să nu-i atingi lucrurile. Bă, mamă, i-a atins lucrurile. Bă, fix asta nu trebuia să faci, frate meu. Bă, ce-s astea, bro? Ce ciudat, man, ce ciudat. Bă, bune, ciudat. Chester, nu mai fa asta. Bă, bune, bro. Mamă, a pus așa, bro. Bă, voi vedeți ce zice aici? Zice ceva de plămâni și de inimă. Observați, gen? Observați desenele. Ce-ai făcut? Au unit desenele. Sunt ciudate. Uite-te cum arată. Ce naiba e asta? Trebuie să vorbim cu Millie. Hai să vedem. Mamă, săracu Chester, bro, și eu eram la fel de ca pe mine. Din ce e asta, man? Uitați-vă, bro. Băi, ciudat. Rău de tot. 956 pe hol. Aoleu, iară se aude aia. Mamă, aici e camera lui taică-su. Trebuie să vedem, ia. Stai că, asta se uită în cameră. Tată, bă! Bă, boys, ăla seamănă cu... Nu știu dacă vă aduceți aminte. De Timmy sau de Tommy din... Gen, băiatul ăla care nu se mai putea opri din crescut. Scrieți la comentarii, neapărat, fix acum opriți videoclipul și scrieți la comentarii dacă vă aduceți aminte de băiatul ăla. S-ar putea ăla să fie. Chester, ce se întâmplă? Hai, tată. Doar vreau să mă joc cu tine. Bă, da.
eu nu vreau să mă joc Timmy. Bă, ia să-ți puțin băieții. Păpușa aia pare că a luat viață. Sunt obosit. Dude, stop. La ce te uiți, mamă? Uite, ăsta îi filmează. Bă, ce se întâmplă? Oh, bro, ce se întâmplă? Come on. Ce a făcut ăla? Bă. Stop recording him. Nu-l mai înregistra, trebuie să plecăm. Nu are mână. Pă bune, nu are nicio mână. Nu are palmă, boys. Bă. A închis ușa. Mamă, mea, ce se întâmpla acolo? Uai, ciudat, rău de tot. Asta cred că e camera ei. Hai să vedem. Millie? Hey, Millie, ok, ce cameră are, boys. Are un pad de ăla, cum aveau regii. Mamă, dar Millie asta se comportă ciudat. O întrebat dacă se simte bine. Sunt ok, nu prea ești ok, soarme. Doar ne-am uitat la asta. Boys, eu cred că lui Parker îi cam place de Millie. A zis că, ci că tatăl tău e acolo, însă momentan eu sunt aici, așa că nu trebuie să te îngrijorezi, deoarece te ține o în priză. Și pune mâna pe ea. Mamă. Ci că doar îmi fac griji pentru tatăl meu. Bro, asta ci că să întrebe despre mâna lui. Bă, da, lui Parker îi cam place de ea. Ok, asta plânge. Hop, a primit un mesaj de la boyfriend hubby. I love you too, baby, I'll see you tomorrow. Boys, are un prieten. Are prieten. Hopa, Parker, ce ai făcut, șmechi? Are prieten. Ia uite-te la el. Mamă, ok. Merge la culcare. Ok, boys, deci pare că e complet dezamăgit pentru că... Și că voiam să te întreb ceva. Hai să vorbim despre asta... Ok, voia să ne întrebe ceva, pe parcă ne-a zis că nu trebuie să mă întreb, vorbim de dimineața, deci pare că e complet dezamăgit că aia are prieten, a primit mesaj de la prietenul ei. Nu știu ce se întâmplă. Mamă, boys. Mamă, dar ce casă mare au ăștia, hai să vedem. Mamă, uitați-vă la camera lor, iarăși unesc paturile ca în fiecare clip, dar uitați-vă ce mare e camera. Ok. Nu știu. Doar mă gândesc. I was trying to tell you this earlier. When I was looking in the dad's room, he took off the puppet and he didn't have a hand. Ok, asta zice că n-avea mână, deci bă, Parker nu mai e atent, nu mai e atent la nimic din ce zice pentru că se gândește că mama aia are prieten, nu știu ce. I don't know how he's been controlling the puppet. Something messed up is going on. Ah, dar chiar a zis. Boys! Acum mi-am dat seama, bă, deci nu știu dacă voi v-ați dat seama de la început, însă dacă el nu are mână, cum controla păpușa? Gen, cum a zis că tot mișca păpușa? Mamă, deci bă, cred că păpușa aia a prins viață, pe bune, sau prinde viață noaptea. Bro. Da, ok, boys, mamă, bă, Parker vrea să abandoneze. I-a zis ăla, cum face Chester întotdeauna, zice, bă, trebuie să plecăm de aici. Și el a zis că da, chiar a trebuit să plecăm. Deci, bă, ăsta vrea să plece. Wait. Nu-ți mai pasă de ei? Nu. No. Nu e asta. Ok. Ok, băi, deci fiți atenți. Efectiv, el parcă a zis că cică când vorbeau atunci a văzut textul pe telefon că ea are un prieten, gen. Și a zis că dacă într-adevăr e o problemă de asta de familie așa de mare, să o rezolve prietenul ei, nu el, teoretic. De ce îți pasă de iubitul ei? Cică, da, și iubitul ei trebuie să o ajute, nu noi, emoțional. Mamă, deci... Ok. Hai să mergem să ne culcăm. Săracul Parker. Ha, bro, mai săracuțul de la, hai să vedem. Let's go. Deci lua asta, uite. Noapte bună. Bun. Acum, boys, vine partea care ne place la toți cel mai mult. Adică partea în care ne uităm la filmările astea. Let's go. Ora 11:52:05. Nici măcar nu era 12. Millie doarme, toată lumea doarme, tot ok. Tata, dar nu vreau să mă duc.
Bun, și aici e în atelier. Și taică-su vorbește cu Timmy și zice că tată, nu vreau să mă duc, nu vreau să mă duc la culcare, vreau să mă joc. Nu, de ce? Sunt obosit, asta întotdeauna zice că e obosit. Uite-l pe Timmy. Mamă, deci bă, frate, su, cred că de fapt nu e mort, bro. Nu? Nu știu, e ciudat. Oh, bro, ce e asta? Îl pune pe Timmy. L-a pus pe Timmy acolo. Bun, și ăsta-i taică-su. Bun, s-a făcut ora 1 dimineața. Momentan nu am înțeles prea multe chestii. Ok. Uite-l pe Timmy. Dar ce face taică-su acolo, bro? Timmy se mișcă, bro. Bă, Timmy se mișcă singur, man. Se uită la cameră. Man, nu e ok. Nu e ok ce se întâmplă, vă zic. Nu e deloc ok ce se întâmplă. Bă, tată, bă, ce se întâmplă? Bro, ce face? Bă, ce face? Bă, vreau să rămânem! I-a dat în cap lui taică-su! Păpușa! Fratele Timmy! I-a dat în cap lui taică-su, boys! Bă, păpușa i-a dat în cap lui taică-su! What? Opa! Păpușa are un plan malefic cumva? Gen fratele ei? Ia uite-l! Ia uite-l, boys! Mama! Bă! Bă, cum se mișcă așa? A venit la asta în cameră, bă! A venit la parcă și la acesta în cameră! Deci de data asta, bă, întotdeauna mergeau la mine în cameră sau la aia. Uite, uitați-vă la el cum se uită. Bă, ce o să facă? Boys, mi-e frică. S-a făcut ora 2 dimineața, ok. Ce se aude, bă? Bă. Bă, treziți-vă, oamenii mei. Dude, wake up. Dude, trezește-te, trezește-te. Yeah, what is it, bro? Ce e aia, frate? No, hai să vedem. Hai să plecăm de aici, neapărat. See what it is. Hai să vedem ce e aia. Ce e aia, man? Boys? Aolea, boys, Timmy! Mamă, mamă! Mamă, hello! De ce nu vrea nimeni să se joace cu mine, bro? Ce-i cu păpușa asta? What? Ce naiba? Mamă, bro! Bă! Mamă, l-o la pe Chester, fă ceva! Parker, fă ceva! Frate meu? Chester! Chester? Nu, mă, nu poate să deschide ușa, deschide ușa. Bro! Bro, ce face? Bă, ce face cu Chester, bă? Salvează-l, bă! Ce face Timmy ăsta, bă? Bă! Mamă, ce i-a dat, dă-i! Chester, fugi! Bă, ce e asta? Mamă, mamă, ce are pe gât? Plecați! Unde a plecat păpușa? Bă! Mama, s-a dus în cameră la Millie, fugiți! Fugiți! Boys! Vrei să duci acolo? Nu vrei, nu vrei, fugi, fugi! Hai să mergem acasă, fugiți, bă! Duceți-vă acasă, pe bune! Fugiți! Mamă, bro, mamă, mamă! Bă! Bă! Mamă, plecat! Și că au evadat din casă, au mers la mașină și după au mers la ea acasă. Hai să vedem. Și de atunci n-am auzit nimic de la Millie sau de la frate, de la taică-su. Bă, și aici s-a terminat, boys. Bă, bă, deci episod creepy de Life of Luxury. Deci oamenii mei, de fapt, cred că fratele Timmy niciodată nu a fost mort și taică-su într-un fel. Adică, bă, cred că Timmy a murit, taică-su i-a furat organele, a zis acolo că avea ceva cu organe și le-a pus într-o păpușă și păpușa a prins viață. Ei bine, băieți, cam atât a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați neapărat să apăsați butonul de like, să facem la acest videoclip 20.000 de like-uri pentru o nouă reacție Life of Luxury. V-am pa pe toți și vă urez o seară minunată și baftă la școală. Să aveți grijă de voi, pa!
tuturor, numesc Marius Iancu, iar în episodul de astăzi, guys, o să reacționăm, fiți atenți că sunt puțin cam nenorocit, la al doilea cel mai ținut episod de voi, deoarece foarte, foarte mulți mi-a zis să reacționez, gen, ăsta a fost al doilea, There is something wrong with her brother a fost al doilea și primul era ceva de genul, she called us for help but it was too late, ne-a cerut ajutorul dar a fost prea târziu, guys, vreau să strângem la clipul ăsta 5.000 de like-uri și să intre măcar 500 de oameni pe Discord dacă vreți să reacționăm și la ăla, cel mai probabil la ăla o să reacționăm poi mâine, așa că să fiți pregătiți pe, sau mâine când vedeți videoclipul, nu știu, dar o să reacționăm destul următorul videoclip, vă promit eu că va fi cu acel videoclip. Nu uitați să apăsați butonul de like și haideți să începem, deoarece de data aceasta este ceva super super horror în legătură cu fratele unei victime de acolo. Hai să vedem despre ce este vorba. Bun. Au primit un e-mail. Oh my god, deci au primit un e-mail de la o fată de 18 ani pe care o cheamă Anabel. Chiar acum aveți o poză cu ea pe ecran, bro. O cheamă Anabel destul de ciudat până acum, brother. Știți voi de ce numele Anabel este așa de ciudat? Hai să dăm o continuare. Ok. Ok, deci știi că ea momentan trăiește într-un apartament cu fratele ei și s-a dus într-o excursie sau într-o deplasare cu munca timp de, n-a zis de cât timp. Și când a venit înapoi nu mai era același om. Hai să vedem. Și că nu mai vorbește cu ea. Și ci că se închide, oaia asta n-am mai văzut, ci că se închide ori în camera lui, ori în baie și stă acolo singur timp de ore întregi. Adică nu mai vorbește cu ea și se închide pur și simplu, nu o lasă să intre nici în camera lui, nici în baie, bro. What the fuck, hai să vedem. He's also been displaying. Ok. Ok, și acum o să ne arate un video, ci care are un comportament foarte, foarte ciudat și nu știe ce se întâmplă cu el. Hai să vedem videoclipul acesta, guys. Ia uite-se, Valel. I don't know why she keeps. Ok, deci a zis nu știu de ce și după, din păcate, nu s-a mai auzit. Cred că a... Ok, a văzut-o. Ok. Ok, deci o să se ducă acasă la Anabel și o să vadă ce s-a întâmplat cu fratele ei. Bro, foarte, foarte ciudat arată băiatul ăsta. Ok, acum ci că un cuvânt de la sponsorul lui, bro, îmi pare rău, băieții ăștia nu mă sponsorez să știți pe mine, așa că o să dau skip, nu de alta, bro, să nu vreau să vă pierd timpul, băieții. Hai să dăm, să vedem ce fac băieții. Let's go. Ok. Ok, băieții, bă, sincer, eu mă gândesc la altceva de când se gândesc ei. Ei se gândesc că, bă, oare ce s-a întâmplat în excursia aia, bro, eu chiar cred că omul ăla nu a venit el din excursia, este complet alt om, s-ar putea și chestia asta. Însă ăștia se gândesc, mamă, oare ce s-a întâmplat cu el în excursia aia? Și ce zic? Hai să vedem. Ok. Bun. Deci băieții sunt bolani, să vei spune că nu poate să ignore chestia asta, având în vedere că, băi, ea i-a contactat, să aibă grijă de ea, teoretic. Adică nu se simte în siguranță și oamenii se pun să ajute. Ok, au și la ea acasă. Hai să vedem. Hai să vedem. O să meargă înăuntru. Hai să vedem, bro. Hai să vedem despre ce este vorba. Let's knock, bun. Casa normală din America. Bun, hai să vedem. Hi. Uite-o pe Anabel. Hi, Anabel. Salut. Ești Anabel? Nice to meet you. Parker. Can we come in and talk? Bă, dar cum vorbește Anabel asta, bă, deci eu am talentul ăsta, bro, bă, totdeauna să găsesc ceva suspect la ăștia care îi contactează. Bă, da, voi ați auzit? Adică nu știu dacă voi ați auzit, bro, dar eu am auzit și foarte încet cum vorbește asta, bă. Bă, dați drumul la gură. Uitați-vă la ea, e destul de ciudat. Poate trece și niște chestii, nu pot să zic. Bun. Ok, o întrebat-o dacă cum ar vrea să o strige, Anabel sau Bel, a zis Ana, știi, zic, Anabel, față. Ok, deci eu zis că videoclipul pe care l-ai trimis este foarte, foarte ciudat și cumva ți-a explicat, ai mai vorbit cu el după acest videoclip și a zis că nu, el nu mai vorbește deloc cu mine, oh my god, hai să vedem. Și când încerc să vorbesc, când întotdeauna se olbează așa super super creepy la mine și mi oferă un zâmbet de la super super horror. Why, vreau să văd chestia asta. Ok, și că e un comportament normal?
Something about this feels wrong. I know it's really horrible to say because okay. It's my brother, but it's true. Have you seen him do anything? Ok, spune că nu e un comportament normal, bro. Nu s-a mai comportat până acum așa și nu e... În jenă să recunoască, chiar dacă este fratele ei, încearcă să-l ajute și nu este zilnic să recunoască că se comportă foarte, foarte ciudat. Hai să vedem. Opa! Bun, deci, a băieții, deci fiți atenți, ea l-a mai prins încă o dată vorbind în bucătărie singur. După cum ați văzut și în videoclipul pe care l-a trimis la băieții ăștia, el tot vorbea singur. Deci zic că stă în dormitor, gen, și gen, din bucătărie, vorbea din dormitor și din dormitor în bucătărie. Și ce zic, like, băie, super, super ciudat, omul ăsta vorbește cu cineva, ați văzut. Nu se știe cu cine vorbește, sper să nu fie doi, cam asta este ideea, să nu fie doi. Însă ăsta vorbește 100% cu cineva, este cineva, într-un fel, în structura casei lor, poate locuiește cineva între dormitor și bucătăria, nu știu, hai să vedem. Ok. Bun. Ok, deci spune că chiar dacă, cum îi zice, odată s-a uitat așa parte clipul aia, a alergat-o și a s-a închis în camera ei, până la urmă tot fratele ei rămâne, îl iubește, însă a apelat la băieții ăștia că nu mai știe la cine să apeleze și ce zic. Hai să vedem băieții ce se întâmplă, bro, chiar sunt curios. Listen, suntem aici acum, nimeni nu o să se întâmple cu tine, îi spune. Hai că nu o să se întâmple nimic cu aia, să moară băieții că totdeauna ți-i zice așa. Ok, în general chiar nu se întâmplă. O să pună camere. Ok, o să stea în mașină, hai să vedem. Bun, nimeni nu o să se întâmple, hai să vedem. De săraca de aia, bro, chiar suferă fata asta, hai să vedem. Vă dați seama băieții, fratele vostru până la urmă, bă, frate, dar... Ok, o să pună o cameră în camera lui Anabel. Hai să vedem. Salut. De ce râde? Yeah, sure. Bun, hai că au pus o cameră acolo. Ba, Anabel asta foarte, foarte timidă, bro, observă. Adică, vedeți? Nu prea vrea. Pun peste tot. Ha. Bun, hai să vedem. Bun, we begin our way și au așteptat chestia asta. Puneți că au pus o cameră și la fratele lui. Hai să vedem. Sunt în mașină, se uită pe camere. Hai să vedem. Asta e camera lui Anabela la 12, se pregătește să se culce, bănuiesc, da. Nimic a suspect până acum. Asta e bucătăria, băieți. Asta e camera lui frate-su care are ușa deschisă sau mi se pare mie, bro? Bă, până acum, frate-su... Având în vedere că nu-i vedem capul, arată destul de normal. Like, uitați-vă, guys, acum dacă vedeți că are capul blurat, chiar arată ca un om normal. Sincer, acum, nu știu dacă numai eu zic chestia asta, însă chiar arată ca un om normal. Și după cum vedeți, e ușa deschisă și se holbează la ușa. Ah, nu cred că e ușa deschisă, bro. Cred că e acolo o debarasă sau ceva de genul din ușa lui. Vedeți că dacă vă gândiți, tot acolo și vorbea. Deci cred că acolo e cineva, gen. Cred că acolo e un fel de debara. Nu știu dacă e ușa deschisă sau e o debara. Habar n-am, urmează să aflăm. I kind of wanted to talk to her brother earlier, but he kind of locked himself in the bathroom for a couple hours, and then locked himself in his room. So we really have no idea what this guy is like. Okay, deci că au încercat să vorbească cu fratele ei înainte. Vă i-ați văzut că gen momentan n-au luat niciun contact cu fratele ei, însă ăsta s-a închis în baie și după s-a închis în camera lui pentru câteva ore, așa că n-au luat niciodată contact cu el și nu știu cum arată și cum se manifestă, bro. Adică, bă, asta e pentru prima dată când băieții ăștia nu pot să vadă cum zice, cum se comportă omul ăsta, lucru care este destul de creepy. Ok, era de așteptat până la urmă dacă ea a zis că se închide întotdeauna în dace, ce zic? Hai să vedem. Ăștia speră să nu găsească camera, că dacă găsește camera... Bro, ce se întâmplă? Ce face? Ok, se mângâie pe păr. Bă, până acum e normal, adică, bă, e chiar... Bă, e ciudat de normal până acum. E ora 1.44. Ăștia deja țipez, uitați-vă la ei. Anabel doarme nicio treabă la ora 2:30. Hai să vedem. Ăsta încă stă, bro, ce face? Yo, what's he doing? Uite, se pune acolo, cum s-a pus și videoclipul trimis de Anabel. Ce face? Ia ce face? Ce face? A, deci era idolapului. Uite și vorbește cu cineva. Hai. I want to so badly. Ce, că îmi face limba gen udă. Ce-ți face limba udă, bradere? Ia, ce-a zis frățiorul nostru? Ea nu știe că nu sunt el până acum. Is he talking about Annabelle? Oh my god, unde se duce?
crezi că e cineva în dulapul ăla? There's something really wrong here, bro. Ok, băieți, deci v-am zis eu la început, bro. Băi, 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 după ce m-am uitat la tata, normal că știu, bro. Nu e frate-su. A vorbit, vorbește cu cineva din dulap și spune ala și că crezi că și-a dat seama până acum că nu sunt eu. Let's go confront him, man. Wait, you really okay. Want to go in there? Yeah, let's go. Dar trebuie să se ducă, bro. Au descoperit că nu e el. Trebuie să vorbească, trebuie. Duceți-vă, bă. Deci acum o să se ducă. Hai să vedem. Badly. It's making me. Bun, deci Anabel până acum n-a nicio treabă. Două ore, două, cinci. Ia, uite-l. Bro, unde pleci? Bro, unde mergi? Mamă, cred că o să dea față-față cu el. This door's locked, bro. E ușa închisă. Da. Ce o să sune? Ok, bro, cred că e prea târziu până o să sune. Ia, uite-l, bro. De ce merge așa? Bro, ce-i cu el? Bro, ce-i cu el? Ce face? Ce? Unde vrea să intre? Ah, cred că e camera lui Anabel. Bro, răspunde! Bă, răspunde! A țipat. Ok, o să meargă prin ușa prin spate. Mamă, să nu o spargă. Mamă, fugiți, bă! Wow, trebuie să meargă rapid! Bro! Dar vedeți că ăla bate la ușă. De ce ți-ai văd? Oh my god, bă, dar unde a dispărut ăla? Că ei au venit prin același loc și nu l-au văzut. Dar ați văzut că omul e psihopat, gen, like, parcă nu voia să intre în cameră, pur și simplu dădea așa, ați văzut așa încet, știi ce zic, nu forțau sau ceva, dădea așa încet, știi ce zic, numai ca să o sperie. Hai să vedem, să meargă la ei în cameră, bro, ce se întâmplă? Nu poate să vadă ușa, hai să vedem. Unde e ăsta? Uite în dulap. Unde e el? Ce e aia? Mamă! Ok, cred că a plecat prin ventilație, bro, dar ce e aia? Bro, trebuie să plece neapărat. Ce se întâmplă? Fugiți, man! Unde s-a dus? Hai să vedem. Ce că nu poți stai acolo seara asta. O să stăm undeva. Hai să vedem. Ok, băieții, hai să vedem. Bella is currently living with her parents. Bella momentan stă la părinții ei, cică. Hai să vedem. Helen and her parents are currently investigating what happened to her band during his trip. Deci, cică, momentan, ei, cum îi zice, ea și părinții ei investigează ce s-a întâmplat cu fratele ei în momentul acelei excursii, acelei deplasări, pentru că ăla care a venit înapoi nu este fratele ei. Hai să vedem. Și cred că atât au avut de zis, bro. Da, și aici s-a terminat videoclipul. Oh my god, bă, deci videoclipul ăsta ne lasă cu un mare, chiar foarte mare aș putea să spun, semn de întrebare, guys. Scrieți la comentarii ce credeți că s-a întâmplat cu fratele lui Ana, adică lui Anabel, guys. Eu sincer cred că acesta, cum îi zice, nu numai lui, bănuiesc că și colegii lui care s-a dus acolo în excursie n-au mai venit înapoi. Însă... Nu știu ce s-ar fi putut să se întâmple cu el. Adică învățe că în momentul de față și familia investigează ceea ce s-a întâmplat cu băiatul ăla. Asta eu am zis încă de la începutul videoclipului, guys, dacă vă amintiți că omul ăla nu este deloc fratele lui Anabel. Eu am fost Mărusiancu, dacă v-a bucurat videoclipul, uitați să apăsați un like. Ne vedem cu un episod de noi. V-am bubat pe toți, baftă! Și nu uitați să intrați pe Discord în descriere dacă ați ajuns până aici și ați uitat să intrați. Link în descriere. Băi! Astăzi reacționăm la Life of Luxury. Ați auzit foarte bine, fraților, bine ați venit la un nou episod la mine pe canal. Ar trebui să vorbesc mai încet pentru că este ora 10, pentru că fix momentul de față băieții de la Life of Luxury au postat un nou episod, like, uitați-vă băieți, are 41 de vizualizări, sunt printre primii oameni care vede acest videoclip, nu uitați neapărat să apăsați butonul de like, să vă abonați dacă susțineți această serie și haideți, fraților, să-i dăm drumul după aproximativ 3 luni cu un nou episod de reacție la Life of Luxury. Acest clip se numește He Loves to Watch Her Sleep, adică el o iubește să o vadă pe ea cum doarme. Deci ce mai probabil e vorba de un psihopat sau abarnam. Haideți să vedem, nu uitați de like și haideți să începem episodul, fraților. Let's go. We received an email from an 18-year-old girl. Okay. Okay, deci au primit un email de la sorora noastră Bailey, care are 18 ani. Home from college, discover her whole family gone except for her dad, Stanley. Bailey says that there's something different with her dad.
Ok, fraților, deci știi că surorile asta Bailey a fost la colegiu și când a venit acasă, fraților, a observat că toată familia i-a dispărut în afară de tatălui, de tatăl ei. Și băiatul ăsta se numește Stanley și știi că e ceva suspect cu tatăl ei, fraților. He appears to have been in some sort of accident and he's too confused to explain where her mom and her little sister went. Ok, și că pare că tatăl ei a fost implicat în ceva accident, boy, și e prea panicat și se simte prea rău și nu poate să explice ce s-a întâmplat cu restul familiei, adică cu maica sa și cu sora sa. Ok, deși că ăsta a încercat să intre și în camera ei, fraților. Își iubește tatăl, dar acum e foarte diferit. Mamă, fraților. Ok, înainte să vedem videoclipul, hai să facem o recapitulare, fraților. Deci surora noastră Bailey a venit de la colegiu și a văzut că toată familia ei a dispărut, mai puțin taică-su, care se poartă foarte ciudat cu ea și nu explică ce s-a întâmplat cu maica sa și cu sora sa, boys. Și că e frică să petreacă noaptea cu el pentru că e foarte ciudat. Și acum vedem un videoclip. Bailey, mamă. Mamă! Ăsta e taică-su. Băi! Ce faci? Mamă, cât de înaltă e! Băi! Bă, ce avea în mână? Bă, ce avea în mână? Bă, fraților! Ce că vine mai aproape. Bă, l-ai un picior? Bă, l-ai un picior? Bă, are în mână sau... Abar n-am ce chestia din mâna lui. Bă, care-i treaba? Ok, deci se duc acolo, boys. Bă, care-i treaba? Deci ori un picior, ori o mână. Ok, fraților, deci că prima dată un cuvânt de la sponsorul Raid Shadow Legends, sponsor me, dacă vedeți asta, haide să începem Luxury Production-ul, fraților. Băi, ciudat de tot. All we know is that her dad was in an accident. Well, her dad's accident's none of our business. We're not done. Ok, fraților, deci din nou frățiorul nostru Chester efectiv nu vrea să se ducă acolo, spune că, bă, care-i treaba noastră cu taică-su și parcă le zice, bă, taică-su a fost într-un accident, trebuie să o ajutăm teoretic pe fată. Adică nu ne pasă loc că a fost într-un accident, like, se întâmplă accidente la fiecare secundă. Ce ne pasă nouă? Aici empatie, frățiorul. Da, exact. Ca să putem să vorbim cu Bailey. Trebuie să te relaxezi. Nu m-a relaxat. Uitați-vă la fața lui, băi. Nu m-a relaxat. Deci se vede pe fața lui că nu e relaxat 100%. Deci se duc acolo la Bailey acasă. Chiar sunt curios, fraților, ce se întâmplă. Deci, pe bune. Ok, deci am ajuns acolo. Hai să vedem. Bro, this house looks totally empty. Mamă, fraților, bă, ce mișto arată casa. Bă, e frumoasă casa. Ok, și că casa pare goală. Hai să intre înăuntru, boy, și că casa pare goală. Bun, hai că se duc înăuntru. Ok, hai să mergem la ușa, să batem la ușa lui Bailey. 10-2, Bailey's porch. Ok, hai că bat acum la ușa la Bailey, să vedem ce se întâmplă. Mama, asta e Bailey. Bailey. Ești Bailey? Da. You emailed us about your dad. Ne-ai dat email despre tatăl tău? Mamă, frate, zici, Bailey, asta e panicată rău de tot. I-a zis, pare că, bă, ne-ai dat email despre tatăl tău, că tu puteți să intrăm să vorbim. Mi-a zis, da, hai să vedem. Și că trebuie să aveți grijă, și că doarme. Să tăcesc că doarme. Hai să vedem, boy, deci că tatăl tău doarme. Bun. So Bailey, thank you for letting us sit down with you. So can you tell us about everything that's been going on? Yeah, so a little over a week ago, I came home from college and I was expecting to see my whole family. You know, my mom and my little sister. Ok, frate, deci bă, o chestie logică, ci că acum, nu știu cât timp, a venit de la colegiu și nu, voia să-și vadă familia, pe maică sa, pe sora sa mai mică și pe taică su. My dad. Și pe tatăl ei. Când a ajuns acasă. Ok, deci știi că când a ajuns acasă nu mai era, după cum știți, dar nu mai era maică-sa și taică-sa. Deci numai taică-sa mai era aici, boi, spatele, a făcut ceva taică-sa. I walked in and there was this weird note on the counter.
Opa, a găsit o notiță, fraților, fiți atenți. Ce, cred că e de la mama, ia. Puteți să vedem notița? Ia de ce zice. Ok, și că... Ok, frate, și că mama asta nu le-a zis nimeni, și că a găsit o notiță de la maică sa. Bă, fraților, s-ar putea să le fi făcut ceva taică-su, boys. Gen tatăl ei să le fi făcut ceva și asta urmeze, știi ce zic? Și că a primit o notiță de la maică sa. Uitați acolo, fraților. Bă, care-i treaba, mă? Care-i treaba cu chestia aia? Me and sister go to eat from Eu și soră, me and sister go to eat from mom. Eu și soră mergem să mâncăm de la mamă? N-are nicio logică. Boys, deci n-are nicio logică ce se întâmplă, pe bune vă zic. So you haven't heard from your mom or sister at all? Deci când ai auzit nimic de maica ta? Ok, fraților, deși că a încercat să întrebe pe taicăsul ce s-a întâmplat, dar după cum ați văzut, taicăsul e super bandajat sau ceva de genul și ea crede că a fost un accident, dar eu cred că e ceva mai deep la mijloc, fiți atenți, de rău. Cum adică, la ce te referi prin asta? Ok, ci că își încuie ușa de la cameră pentru că taicăsul încearcă să intre înăuntru de fiecare dată când doarme. Mamă, băi, nu aș putea să dorm așa, să știu că e unul care vrea să intre în cameră. Și că a fost foarte supărat. Mamă, și că a spart ușa seara trecută și doar se holba la mine. Ok, fraților, deci că era așa de nervos data trecută taicăsu încât a spart ușa noaptea trecută și stătea în tocul ușii, boys, acolo și numai se holba la ea, boys, și credea că o să-i facă ceva, dar n-a zis ce. Mamă, bă, zici, bă, taicu-s un psihopat. Ok, deci că el și ea și taicu-s-u obișnuia să fie foarte, foarte apropiat și parcă l-a întrebat-o gen ce a văzut diferit la el. Cum s-a schimbat și că era cei mai buni prieteni. Dar și că nu mai vorbește cu mine acum. De singurul lucru pe care i-a zis? I tried to care for him, but he just locks himself in his room all day. What's he doing in there? Ok, fraților, deși că ăsta e tare ciudat băiatul ăsta, singurul lucru gen pe care i-a spus lui fata asta de când a venit de la colegi a fost dacă poate să-i întâlnească noi prieteni. Și ea a încercat să-l ajute, l-a văzut așa mai amărât, dar se încuie în camera lui, băi, și nu face nimic, numai noaptea, vine să se uite la ea. Și ce zic? Îl aude cum suferă fiecare noapte. Și că aude și o melodie ciudată, rău de tot. Se uită la ceva, și că... So Chester and I kind of want to go talk to your dad now. Why don't you just head to your room now and get ready for bed and we'll stop by later to set up a camera? Ok, fraților, deci frățiorul meu și se duc și o să vorbească cu taică-su, să se ducă ea la culcare și pun camerele și începe nebunia. E ok, hai să vedem. Hai să vedem, boys, despre ce e vorba până la urmă. Bailey's Hall, lui. Așteaptă. Eram sigur că deci era sigur că Chester ăsta trebuie să comenteze el cu ceva. Era strasă că trebuie să comenteze. De ce să nu vorbi cu el? Ar putea să fie stabil, instabil mental. Deci era sigur că ăsta se sparichează. Hai să vedem ce se întâmplă. Bun, se duc aici la ăsta acasă. La camera lui, adică. Stanley? Dude, he's not saying anything. Bă, deci a putut la camera, nu zice nimic. Mamă, frate, să nu fie vreun jumpscare sau ceva de genul. Ok, și că o să deschidă, hai să vedem. A deschis ușa, ia. Nu e acolo, boys, și că nu-i nimeni acolo. Ok, o să pun o cameră în camera lui, boys, mamă, să nu apară de undeva. Bă, mă, eu cred că e aici, fii date, frate, de nu e aici, dar e undeva ascuns, bă, bune, vă zic. Mamă, poate e afară. Ba nu, are bagajul făcut. Uitați-vă, boys, are păpuși, man. Bă, care-i treaba? Mama are păpuși cu ace în ele. Bă, care-i treaba cu psihopatul ăsta? Ceva ciudat. Băi, de ce are... Ce, că cred că... Mamă, deci are tacâmuri și are ceva acolo, mâncare. Băi, ciudat rău de tot.
Dude, he's got a TV under here. Check out on TV. And he's got a tape here too. Opa, fraților, are acolo casetă. Cred că o să găsească ceva suspect pe caseta aia. Must be hiding the camera. Ok, trebuie să pună camera, nu să se uite acolo. Ia, fete, că asta, asta o să pună caseta. Bro, why would you put that in there? Wait, let me watch. Stai că se uită la casetă, ia. Bă! Bro, why are you touching his things? Bă! Salut, prietenii! Bă, ce-i asta? Bro, what is that? Bă, ce-i aia? Am un secret pentru tine. Bă, care-i treaba, mă, cu ăsta? Mamă, bă, ce... Trap, capcană. Bă, ce-i cu videoclipul ăla, mă, frate meu? Bă, are ochii negri. Becomes, ce ca să devii. Bro, turn that off, we need to leave. Bro, închideți, băi, închide chestia aia. Uite că trebuie să pleci, bă, fraților, care-i treaba cu filmulețul ăla? Bă, ce ciudată-i, man. Bă, închide aia, mă, frățioră. Da, deci am pus camera, mamă, să nu dea față-față cu el acum. Ok. Mamă, bă, care-i treaba cu ăla, boys? Mamă, grijă mare să nu dea față-față cu el acum, boys. Ok, ce că mă filmez, bun. Da, unde să nu stai că sunt boys, adevărat. I'm just gonna put a couple more cameras down in this house. Deci, boys, pun camere peste tot, să vedem ce se întâmplă, man. Bă, da, filmarea e ciudată rău de tot. Nu știu care-i treaba cu filmarea aia. Ok, let's go. Și la ce se uita, okay, dar e ciudat rău de tot. Ok, o să pun o cameră în aia lui Bailey. Să vedem ce se întâmplă. Ok, se duc în camera lui Bailey. Mamă, să nu fie taică-su în camera. Dar unde-i taică-su, boys? Bailey? Bă, aia plânge? Bă, plânge, fraților. Dude, what's the noise in there? Bă, plânge. Something wrong? Bă! Vă rog! Mamă! A, era mână, nu era picior de la început. Băi, care-i treaba cu asta? Are you feeling okay? Domnule, vă simțiți bine? Eu nu cred că se simte bine. What are you doing in your daughter's room? Ce face camera fiicei tale? Voiam doar să spun... Daddy loves you, că tata te iubește. Bă, asta plânge, bă! Bă, care e problema cu oamenii ăștia, man? Ea este așa de... dulce. Getting late. Maybe you should go to bed? E destul de târziu, poate te duci la culcare? Băi, care-i treaba cu mâna picior aia, boys? Mamă, ce mână picior are ăla, bă, v-am zis că are mâna picior. Deci are mâna picior. What the hell is wrong with him? Yeah, I know. That poor guy. Bă. There's something wrong with his body. Dude, stop. Deci, mamă, bă, ok, boys, aici, fiți atenți, deci aici, eu de obicei v-am zis, eu cred că chestia asta e frică, bă, dar acum îi țin partea 100%. Adică, bă, băiatul ăla are probleme, bă, voi ați văzut că are mâna picior, să nu arătați pe voi, ce mare, bă, are mâna picior sau piciorul mână, nu știu cum merge treaba. Dar, bă, dar acesta are dreptate, ar trebui să plece, boys, n-ar trebui, lasă-mă de eroini, de content, de astea. Deci, acum chiar îi țin partea, pe bune, bă, deci ăsta e cel mai ciudat din toată seria lor, bă, ăla e cel mai ciudat pe care l-am văzut până acum. Deci, zic. Hai să pună camera acolo.
Bă, deci care-i treaba mea cu oamenii ăștia? Pă, bune, ciudat rău de tot. Ah, ia uitați-vă, boys. Deci acolo e el, ea cu familia ei. Ok, ce guys? Am pus camere în toată casa ta. Credeți că o să vină camera mea? Da, poate are multe traumă mentală, boys, dar totuși e ciudat rău de tot. Dar e foarte dor de familia mea. Și mă simt chiar foarte ciudat acum. Îmi pare rău că simți asta. Ok, fraților. Băi, ciudat rău de tot. Deci eu zis să se culce și că o să se uite la filmări de dimineață. Hai să vedem ce se întâmplă cu filmările, boys. Mamă, dar ciudat rău de tot, deci mamă, deci mamă, n-am văzut așa ceva niciodată. Exact, bă, are dreptate, deci acum are dreptate 100%. Chester are dreptate 100%. Deci are dreptate 100%. I-a zis că e ceva rău. Deci fii atent, Chester i-a zis că, bă, când i-ai văzut fața lor, nu mai poți să dormi. Și parcă îi zice că, bă, ești desimțit, a fost într-un accident, cum să zici așa ceva, bă, fraților, bă, are o problemă acum. Deci nici eu n-aș putea să dorm. Eu acum trebuie să mă culc după asta. Hai să vedem. Hai să mergem la somn. Hai, mergeți, frățiorii, la somn, că e nașpa rău de tot ce se întâmplă. Hai să vă culcați. Mamă, boys, băi, ciudat rău de tot, man. Hai să vedem. We go to sleep. Au mers la culcare, frățiorii mei. Asta e camera lor, vedeți, e ora 12, dorm de zor, deci nu e vreo problemă la ei. Hall-ul. Asta e camera lui Bailey, iară, mamă, strunează din... Ok, Bailey nu poate să... Bailey se uită la aia cu maica sa și cu sora sa, boys, vă dați seama că... Plânge, boys, că le... E doar de ele, până la urmă. Fathers... A, e sub pat ăla, bă, frățiorul, patul e ca să dorm pe el, nu sub el, știi ce zic? Uitați-vă la ăla, mă, care-i treaba cu el? Are mâna picior, eu am mai zis, are mâna picior. Sau piciorul mână, nu știu. Bă, care-i treaba, deci e ciudat rău de tot. Mamă, mie, vedeți, toate camera au un dulap, să nu iasă din vreun dulap sau ceva de genul. Și asta și alte. Mă, uitați-vă la el, bă, care-i treaba, man? Seamănă foarte mult cu Tommy ăla din gen tot de la ei atunci. My son can't stop growing at night. Mamă, se uită la filmarea aia, fraților. Bă, ce se întâmplă? A spart televizorul. Mamă, și acum cred că dă strike-ul. Deci, bă, vedeți că a spart televizorul. Până acum n-a spart televizorul, că dacă îl spărgea nu mai avea. Mamă, are mâinile picior, mamă. Să vedem ce se întâmplă. Mamă, boys. Bă, voi vedeți că stă a plecat, că dacă nu arăta cu capul în aia. Uite, vedeți? Bă, mamă, dar cum deschide ușa? La ce s-a dus în cameră? Deci s-a dus într-o cameră, dar nu știu la ce e, cred că la... Mamă, nu la frățioarii noștri, bine, deci e la... Cred că e la Bailey în cameră. Ba, nu? Unde e, boys? O fi că e supat. Dar s-a băgat într-o cameră, fraților, dar nu știu în care cameră. Ne-am lămurit la ce cameră. Băi! Mamă, deci a țipat, sper că ăștia au auzit, boys. Deci a luat un dulap cu el. V-am zis, bă, am zis eu că iese din dulap. V-am zis. 4:53 dimineața. A primit un mesaj, s-a auzit de alea de mesaj. Primește mesaje. La 4:53 dimineața, deja 3 mesaje. Yo, dude. Wake up. Uite pe ce stă fără ochelari. Billy, you're texting me. I think something's wrong.
Ok, deci Bailey a dat mesaj, a zis, Harry, e in my room, veniți rapid în camera mea. Dude, Bailey, bro, you gotta wake up, we gotta go, come on. Bailey, trebuie să te trezești, trebuie să mergem, boys. Deci, eu zis să meargă în camera ei, neapărat. O să meargă singur, mamă, boys. O să meargă singuri. Și ce să rămâne acolo? Hai să vedem ce se întâmplă, pe bune. Ok, guys, so it's almost ok, fraților. I woke up to Bailey texting me, asking me to come to her room. Uitați-vă screenshot-ul. Make sure she's okay. O să vadă, să sperăm că tot e ok. Bailey? Bailey? Bailey, I'm coming in. Bailey intră înăuntru. Mamă, frățiorul meu, mare greșeală. Nu mai e. Mamă, are și aia spartă. O luat-o aici în stânga, fraților. O luat aici în stânga. Uite, acolo, în dulapul ăla. Mamă, poate era și pe ăsta. Bă, da, a luat-o gen la ora 2 și ceva a luat-o. Și ce zic, adică... Și a dat mesaj după vreo 2 ore și ceva. Adică s-a întâmplat ceva în alea 2 ore. Ia, primi mesaje. Mesaj de la Bailey. Mia, I want now. Hurry, come. Yes, come now. Come to my house. Bă! Le-a dat mesaj la toate prietenele ei de la facultate. Știți că a zis că vreau să-ți întâlnesc prietenii. Deci, bă, le-a dat mesaj la toți. Bă, la toți. Uite, Isabella, Luna, Harper, Chloe, yo, Grace. I don't think that was Bailey texting me. Nu Bailey a dat mesaj, bă, fraților, bă. Bă, ce se întâmplă? În dulapul ăsta nu intra în dulap, nu intra în dulap, frățiorul. Mamă, e o gaură acolo în dulap, fii atent că sucele ea. Mamă, deci fii atent, bă, cum am prezis-o la început, ia pe toți prin dulap. Cineva râde, mamă, să frățiorul Chester, iară el, totdeauna. Mamă, frățiorul Chester, ai grijă. Bă, uitați-l. Bă. Vine acolo. Unde-i Parker? Băi. Bă, fraților, ce se întâmplă? Cine ești tu? Oare cine? Bailey. Am nevoie de ajutor. Vino aici. Bailey, is that you? Bailey, ești tu? Bă, stă, nu, bă, numai Bailey, nu e... Sau fi că e Bailey, o transformată și pe aia. Vino aici. Nu te dumă, frățiorul. Bă, pe bune. Bailey? Bailey? Mamă, deci l-au zis pe Chester cum țipă. Bă, ai grijă, bă. Bă! Bă, aștept-mă pe Chester. Bă, ajută-l, bă. Mamă, faci ce se întâmplă. Ajută-l, mă. Bă, deci o încercat să tragă în groapă. Bro, there was a hole in Bailey's closet and she's gone. Yo, we gotta get out of here, bro. Come on. Trebuie să plecăm neapărat de aici, hai. Mamă, săracul Chester, fugiți-mă de acolo. Ok, frate, deci au plecat. Bă, care era treaba cu omul ăla? Hai să vedem că acum cred că o să zică. Am mers acasă și am contactat imediat Bailey's friends family to see if I had head from her. Cică și a contactat imediat familia lui Bailey și prietenii ca să vadă dacă cineva a auzit ceva de ea. Știi ce zic? Nimeni nu a răspuns. Bă, deci nu a răspuns niciunul. Bă, și aici s-a terminat totul. Mamă, fraților, un nou episod Life of Luxury. Foarte, foarte mișto. Deci ăsta cred că a fost cel mai horror de până acum. Like, mă lasă cu cele mai multe semne de întrebare. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați dacă sunteți noi pe canal. Eu am fost Marius Iancu. O zi frumoasă tuturor sau o noapte frumoasă. Nu știu, cred că asta o să-l postez pe la... Deci ori îl postez dimineața la 11, ori îl postez seara la 2. Văd eu. V-am pa pe toți. Pa, pa.
Salut tuturor, mă numesc Marius Iancu și bine ați revenit la un episod foarte, foarte horror. Ei bine, guys, în episodul de astăzi vom reacționa la videoclipul de la Life of Luxury numit Her Doll Comes to Life at Night, respectiv păpușa ei prinde viață la miezul nopții. Va juca, guys, înainte să înceapă videoclipul, dacă mai vreți să facem episoade de genul, am o rugăminte la voi, apăsați chiar acum butonul de like dacă încă nu l-ați apăsat și abonați-vă la canal pentru cât mai multe episoade de genul. Sunt chiar foarte foarte curioși, o să vedem în videoclipul de astăzi și haideți să începem, guys, deoarece știți că nu vreau să mă întind cât mai mult la vorbă. Hai să-i dăm direct cu videoclipul, să ne punem căștile pe cap și să vedem ce zic băieții și să ne dăm cu părerea, pentru că până la urmă suntem niște detectivi aici. Hai să vedem. Bun. Hai să dăm mai tare. Ok. Deci am primit un mesaj de la o fată Lily de 19 ani, care spune că în ultimul timp Margaret, respectiv colega ei de cameră, se poartă foarte, foarte ciudat. Până acum, nu pot să zic ceva, hai să dăm în continuare. She says that her and her friend used to always spend time together, and now her friend barely even says a word to her. Ok, înainte spune că, se înțelegeau foarte, foarte bine și pur și simplu plăteșeau tot timpul împreună și acum abia deși mai scot un cuvânt unul la altă. Una la altă. Locking her door all day, and when she got a glance of her face, she noticed that there was something wrong with it and that she doesn't even look like the same person anymore. Deși că când a prins să la fața ei, n-arată ca persoana pe care toată lumea o știa, arată super, super ciudat. Ok, acum am trimis un video, hai să uităm la videoclipul ăsta, guys. Ok. What? Bro! Mamă, băi, ce se întâmplă? Și cine-i? Aoleu. Mamă, băi, frate, băi, cum să nu-ți fie frică să treci cu așa ceva în casă, mă? Ok, o să meargă la casă ei ca să pune camera și să stea noaptea acolo să vedem ce se întâmplă, bro. Super, super ciudat. Până acum. Ce se întâmplă? De sincer, chiar e foarte, foarte ciudat. A luxury production, bun. Hai să vedem, băieții, că mi se pare destul de ciudat. Dude, I just think it's dangerous for her to be living with someone who seems so mentally unstable. Dude, from that video she sent us, something seems really wrong with her roommate. Băieții au dreptate, Jenna. Și că așa se îngrijorează pentru fata aia, pentru că ei cred că, respectiv chestia, cum îi spune, prietena ei, Margaret, e... E dus cu capul și se îngrijorează pentru fata cealaltă să nu trăiască cu asta, știi ce zic? Și că o să se întâmple ceva foarte, foarte rău dacă nu acționează. Hai să vedem ce fac, chiar sunt super curios. Hai să vedem ce o să facă băieții. Bun, deci se duc, n-am nicio treabă până acum. Mamă, dacă te conduc, bro! Wait, hold on, bro, my GPS says it's right here. Ok, deci GPS zice că este aici. Fiți atenți, băieți, n-am fost 11:54, hai să de la cât a plecat la 11:17. A, deci a făcut numai nici 30 ceva de minute, nici 40 de minute. Ok, ok, deci mă gândeam că e un drum mai lung, însă nu, n-a fost așa. A fost aproape 40 de minute. Dude, this place looks abandoned. Oh my god, guys, au ajuns undeva unde pare foarte, foarte abandonat. Ce că nu poate să fie aici. Ok, bro, uitați-vă cum arată casa asta, bro, arată super, super abandonată, like, for real, man. E ceva la mijloc, băieță, tot vă zic. E ceva super, super ciudat. Hai să vedem, hai să vedem ce să facă. Sunt chiar super, super curios. Mamă, ce se aude, bro? Bro, de ce are... Bă, de ce are candele de alea la... Băi... Hold on, bro. Hai că ba la ușă, să vedem dacă răspunde cineva până la urmă. Hai să vedem, bă, ce se întâmplă. Chiar sunt curios. Oh my god, Lily? Yeah. Oh shit, băieți. Băieți, cred că mi s-a dus o de-asta. Deci iar am avut o revelație. Eu zic că Lily e nebuna în casa asta, bro. De ce are un ciocan în mână? Bă, băieți, de ce are un ciocan în mână Lily? Poți să intrăm în să-i să stăm? Come in. Tu îi chemi? Ei zic, putem să intrăm tu. Mă mai gândesc. Bă, da, uite-ți-vă cum arată Lily asta, bă. Băi, zic că e ciufulit așa, e super, super nebună. Ori e ciufulit, ori altceva, băi, și nu intră în detalii. Nu intră. V-ați prins, băi.
Bro, uitați-vă cu arată casa asta și e abandonată, like for real. Adică, abia acum te-ai mutat sau? Of course not. Bă, cum arată Lilia asta, bro? Bro, bă, e ceva ciudat cu Lilia asta. Putem să stăm undeva? Putem să mergem în spate. Asta așa dat seama, bro, uitați-vă cât de ciudată e tipa asta. Hai să doar să mergem, bro, cât de ciudată e tipa asta, like, e super, super ciudată. Ok, Lily, thank you so much for inviting us into your home. Poate să-i dusă cu capul, ci că mulțumim că ne-ai primit, că ne-ai invitat la tine acasă. Și asta ce zice? So in the email you sent us, you said that your roommate has been acting weird and that you guys used to play together. What exactly did you mean by that? Deși că, na, ai trimit un email în care spuneai că roommate-ul tău, gen, colega ta de cameră se poartă foarte, foarte ciudat. Și, cum îi spune, colega ta de cameră se poartă foarte, foarte ciudat. Și pe lângă chestia asta, voi vă jucați împreună. Cum adică vă jucați împreună? Ce ai vrut să zici pe chestia asta? Ce, când ne jucam în camera noastră? Ok. Ok, cică, închideau lumile toată casa și după se ascundeau și ea totdeauna o găsea pentru că auzea pe Margaret cum respiră. So what's happening now? De ce se întâmplă acum? Cică, a început să zică lucruri foarte, foarte nesimțite despre fete de la școală. Și într-o zi pur și simplu n-a mai vorbit. Now? Când mă uit la ea? E ceva super sperură la fața ei. Parcă e o altă persoană. Ce se întâmplă cu fața ei, întreabă asta? Deși că în ultima... Mamă, deși că la altă seară am prins-o când mă... se uita la mine în momentul în care dormeam, bro. Ok, super, super ciudat. L-am întrebat ce se întâmplă. Și ea încă se uita la mine, bro. Ai, băieți, deci bă, cred că asta e cea mai mare coșmar al meu. Nu știu dacă știți voi, gândiți-vă, băieți, să stați așa, să dormiți voi chill, bă, și să vă treziți, bă, și să se uite unul la voi. Și în momentul în care țipați, gena, asta e și mai horror. În momentul în care țipați, ești ce-i cu tine aici, ăla să nu fugă sau să-ți facă ceva, tot să se uite așa la tine. Mamă, păi să moară, păi se pă mor acolo, știi, zic. Uitați-vă cum se uită asta. Ce, că nu vorbea? Cred că e bolnavă. Bă, dar okay, și cum Lily asta? Îmi pare rău să apară asta. Puteți să vorbim cu Margaret? Ok. Dar cred că doarme. Mergeți, bro, mergeți. Mergeți că cu fata asta nu e ok. Se întâmplă ceva, bro. Și că ceva e foarte, foarte ciudat aici. Hai să vedem cum arată, gen, cum se simte prietena ei. Oh, shit, băieți! Mamă, ce revelație mi-a venit! Bă, dacă titlul se numește Păpușa ei prinde viața asta, nu înseamnă că păpușa ei... Why? Cum ar fi ca păpușa ei, de fapt, să fie roommate-ul ei, gen, să fie colega ei de cameră? Păi seara că asta e mai nebună decât păpușa. Margaret? Sunt gata să te vadă. Ok. Hai să vedem. What? Ce? Oh! Yo, is this some type of joke? What? Bro! Bro, e o păpușă! LOL! Man, e, like for real, e o păpușă! Ce, că e vreo glumă? Where is she? Unde e? She's right on the bed, silly. E fix pe pat, prostuțule. Bă, de ce râde, bă? Okay, Chester, you and Chester. I are gonna need to talk in private for a minute, okay? Deci noi doi trebuie să vorbim în privat pentru un minut. Ok. Uite-ți-vă cum se uită aia, bro, what? Ce, că e ceva super, super nașpa cu fata asta. Crede că păpușa e prietenă ei. E 100% nebună. Ce o să facem? Poți să plecăm? Ce, că nu mai conduc alte 4 ore. Deci 4 ore, nu 40 de minute. Am fost eu prost. Hai să vedem cum se... cum face... Asta nu vrea să stea noapte aici, bro. Și îl înțeleg pe bună dreptate. Cum să stai noapte aici, bro, what? Hai să vedem. Hai să vedem ce face. Și să ne dăm seama ce se întâmplă. Hai să vedem. Hai că o să pună camerele, băieții. Deci băieții se bagă. Bun, Lily. Bă, dar Lily. Uai, băieți. Bă, Lily asta, băi, ne pune rău. Bă, uitați-vă cum arată, băi. Știți că prima dată am confundat că de fapt s-a întâmplat altceva cu ea. Nu mai intru detalii, v-a spus voi. Dar nu, de fapt e nebună. So you want to just go to your room? Poți să mergi în camera ta? Da. Okay. Go ahead.
Bă, ce faci asta? Bă, e nebunele asta oricum. Acum cred că băieții pun camerele bune, hai să știm. Să pună camerele. Deci chiar nu înțeleg ce se întâmplă, efectiv. Mi se pare super, super ciudat. Bro, I just put the camera in the doll's room. Bun? Why? Just in case, bro. Deci că a pus o cameră în camera cu păpușa, zici că why? Așa, să fie cazul. Okay, let's set up a camera in our room. Hai să mergem și camera lui Lily, să punem camera, ia să vedem acum ce face Lily. Poate iar are un ciocar în mână sau ceva de genul. Hi, ia uite, salut. Puteți să punem o cameră în camera ta? Da, veniți. Bă, uitați-vă cum se uită Lily asta la ei, bro! Bă, Lily asta are două gânduri, că e băiți, și le știți, mamă, două, nu vă mai zic. Bro, nu are geam. De ce are carton pus la geam? O să stăm aici noaptea? Crezi că o să fie ok? Bro, de ce n-are geam? Da. Nu cred că colega ta de cameră o să facă ceva. Bro, noapte bună, bă, tu... Observați și ăștia, bro, ce se fă cu fereastra ei, bro, nu e fereastră, și ce zic? Ok, mi s-au dus la culcare. Acum vine partea super, super interesantă. Dar, fiind, s-au dus la culcare, însă Chester, înainte să doarmă, pentru că e super, super curios, a vrut să vadă ce face păpușa, bro. Ok, hai să vedem. What? Bă, s-a mișcat. Bă, nu era așa. Bro, ce faci? Ok, deci asta și-a dat seama ce am zis eu, adică nu stătea așa înainte și ăsta, bă, ce mai probabil a mutat-o sau ceva de genul, bro, nu mergi pe logica asta că a mutat-o. Știi ce zic? Ok, whatever, hai să vedem. Nu mergi pe logica asta, e foarte greșită. Ora 1. Ok. Oh my god, guys. Deși că s-a uitat la adresă și ci că, cum îi zice, ci că locul ăsta e condemned. Let me check, băieții, stați puțin. Let me check să văd ce înseamnă condemned. Condemned. Pentru că eu nu prea știu engleză, mă știți pe mine. Condemned înseamnă condamnat, adică oh my god, bro. Condemned înseamnă că locul ăsta e condamnat, e părăsit, nimeni n-a trebuit să locuiască aici, bro. Deci uite, ci că a șasea casă condamnată a fost a familiei Clermont. Și după a fost raidată de poliție, gen, da, e condamnată, adică e o casă pe care i-a pus sechestru și ce zic, ceva de genul, ca să înțelegeți așa pe termeni, nu știu, al românilor. Și ci că este abandonată din 2 mai 2013. Oh my god, guys, nu e bună. Nu e bună, vă zic de acum. Bă, nu e bună. Bro. This is girl keep lying to us. De ce fata asta tot ne minte? Și că probabil e nebună. E nebună pentru că a stat atâta cu păpușa aia. Poți să nu mai vorbești despre păpușă. A venit aici pentru colega ei de cameră și nici măcar nu are una. E o pierdere de timp. Deci că mâine avem un drum lung, hai să ne odihnim. Hai să vedem, bro. Bă, e super, super ciudat. Deci ce se întâmplă acum e super, super ciudat. Extrem de ciudat. Bun, băieții, partea tuturor preferată. Asta e partea mea preferată cu camerele. Hai să vedem. Our room. Bun, deci ora 1 și 17. Lily's room. Până acum nimic a suspect decât o inimioară cu Margaret plus Lily. Și de ce? Bă, voi vedeți că are pur și simplu numai un pat și toate ferestrele și fereastra e închisă și n-are nimic pe dulap. What? Efectiv, Margaret plus Lily. Hello, asta e holul, nimic a suspect până acum, băi, după cum am zis. Uite păpușa, nimic a suspect și la ea. Ea are ferestrele, vedeți. Iară, băieții, dorm, ai 93, dorm, bro, n-am nicio treabă, efectiv. Lily, ok, Lily se trezește? Ba nu, no, Lily se întoarce pe cealaltă parte, când că se trezește. De fapt, numai s-a mișcat în somn sau ceva de genul. Hai să vedem. Lily parcă nu mai poate să doarmă, bro. Ce se întâmplă? Bro, zici că e posedată, like... Bă, ce se întâmplă cu ea? Deci ora 2 dimineața și Lily... Păi, e posedată. Ia să vedem... Păpușa. Ce face Lily? Bro, ce face? Bro, ce se întâmplă cu Lily? Uai, că dau cum să se întâmple ceva cu păpușa, nu cu Lily! Bro, face ceva pe... Bă, ea cred că zgârie ăla... Semnul ăla. Bro, ce se întâmplă? Ok, a zgâriat aia cu Margaret și Lily. Cred că e supărată pe Margaret.
Băieții doar n-au nicio treabă, poate să-i omoare toată lumea, că ei tot doar n-au nicio treabă, ai mei. Vreau să văd păpușa, bro, ce se întâmplă cu păpușa, știi ce zic? Ia să-mi păpușa. Băi, ce m-a speriat, bă, să moară, băieții, ok. Deci păpușa a prins viață, cum ne așteptam toți. Deci păpușa a prins viață, cum ne așteptam toți. Hai să ne ce se întâmplă acum, băieți. După ce a prins păpușa, a plecat păpușa. Aulea, e pe hol. Bro, e păpușa pe hol. Bro, ce sunt așa ură păpușa la noi? A venit Lali în cameră. Bro! Ce-i zbă cu capul ei? Bro, ce-i zbă cu capul ei? Marga e prinsă. Uai, deci cel mai prost moment să vină acolo. Efectiv, bănesc că a venit să-i facă rău. Iar acum, când a văzut că a șters ăla cu Margaret plus Lily, bro, nu o să iasă bine, doar atâta vă zic, băieții, nu o să iasă bine. S-a enervat. Uitați-vă cum face, bro, de ce face așa? What? O plecat. Sau cred că e supat, ia? A, nu, a plecat. Unde sunt? Mamă, cred că e în cameră la băieți. Se duce în cameră la băieți. Ba nu, a venit aia în cameră. Knocking. Lily. Deci, Lily, vină în dulap și joacă-te. Bro, nu te duci în dulap! A, e supat, v-am zis. Și băieți, un mic disclaimer, în cazul în care vă cheamă cineva în dulap să vă jucați, nu vă duceți, logic, știi ce zic, adică, bă, am zis eu că e supat, dar doar am intuit, știi ce zic, adică n-am văzut-o sau ceva de genul. Uite-o supat. A prins de picior, what, ce se întâmplă? S-a dus. Ora 38 dimineața, hai să vedem ce fac băieții noștri. Se aud țipete, cred că se trezesc. Yo. Se trezesc băieții. Yo, I hear screaming, dude. Și că aude de astea. Fugiți, bro. Ce se întâmplă, bă? Lily, bro. Mamă, ce are pe picioare, bro? Mama, uite păpușa, bro. Bro, de ce păpușa a prins viață? Fugiți, mă. Fugiți, bro! Ce era aia? Take me back! Cică, take me back! Du-mă înapoi! Băi, asta e terminată? Băi, asta e ultimul lucru la care mă așteptam! Să țipă, du-mă înapoi! Băi, ești terminată? Cum să te ducă înapoi? Cică, du-mă înapoi, băi! Despre ce vorbesc? Cică, du-mă înapoi, băi, asta e nebună! Trebuie să plecăm! Du-mă înapoi! Ce? A plecat! Se duce înapoi în casă. Da, hai să plecăm de aici, da, plecați, bă. Nu știu ce se întâmplă, plecați că este terminat, oricum. Plecați, bă, că oricum. Da, e și o treabă. We drove back to our house and contacted Lily's parents about this. Deci că am plecat la noi acasă și i-am contactat pe părinții lui Lily în legătură cu chestia asta care s-a întâmplat acum. Hai să vedem ce au răspuns părinții lui Lily, bănuiesc. Și mi-au zis că cică nu a fost fica ei. They said that was not their daughter. Și că aia nu e fica lor. What? Thank you guys for watching this episode. Și aici s-a terminat videoclipul. Oh my god, băieți. Deci efectiv nu, deci mamă, băieți, deci Lilia era nebună, Margaret iar era o păpușă, băieți, deci clar nu înțeleg ce s-a întâmplat, băieți. Cine credeți că a fost mai bună, Margaret sau Lily? Lăsați în comentariu, eu am fost Marius Iancu. Nu uitați să dați un subscribe și la canalul de React, deoarece o să mai postez încă un episod de Life of Luxury tot astăzi acolo. Mulțumesc pentru vizionare, pa, pa! Salut tuturor, numesc Marius Iancu și bine ați revenit, guys, la un nou episod în care vom reacționa la Life of Luxury. Bine, astăzi vom reacționa la un episod foarte, foarte cerut de voi și vreau să vă zic că dacă mai vreți și următorul episod, apăsați chiar acum butonul de like să facem 5.000 de like-uri pentru următorul episod de Life of Luxury reacție. Ei bine, foarte, foarte mulți mi-ați recomandat să reacționez la videoclipul ăsta numit There is something wrong with her roommate, și că este foarte, foarte creepy și foarte ciudat. Nu uitați să vă
abonați la canal dacă sunteți noi și haideți, guys, să nu mai lungim, să punem căștile pe cap și să-i dăm start. O să vedem ce zice frățiorul nostru Parker aici de față. Let's go, bon, hai. A primit un report de la o fată de 19 ani. Maria. And after this, a man appeared saying that he's her new roommate. Now, when she tries asking her new roommate about her parents' disappearance, he just ignores her. Ok, băieți, uai, deci, wow. Deci ați avut dreptate că am zis că asta este creepy. Chica Maria asta are 19 ani și odată, efectiv, părinții și tot ce aparține au dispărut, gen, pur și simplu, așa, într-o noapte. Iar după, a apărut un om, un bărbat la ușa ei, care a spus că este noul ei coleg de cameră. Noul ei coleg de apartament, de cameră sau ceva de genul. Și Maria tot întreabă, cine ești? Știi ceva despre părinții mei? Și el o ignoră, bro. Oh my god, mamă, bro, e un adevărat coșmar. Hai să vedem. Ok, bun, și a zis că în ultimul timp roommate-ul, respectiv colegul ăsta de cameră, a încercat să intre noaptea la ea în cameră. Și ce zic, când se ia bănesc că avea ușa închisă sau ceva de genul și nu a reușit. Hai să vedem, guys, ce se întâmplă în continuare. Bun, hai să vedem. Bun, hai că băieții pleacă, băieți. Bun, hai să vedem. Să dăm așa. Ok. Do you think he could be responsible for any of this? I don't know. Ok, băi, ce se întreabă? Cum am putut să dispară părinții? Da, guys, asta este chiar foarte, foarte ciudat. Cum am putut să dispară părinții ei? Cel mai probabil băiatul are ceva de a face, 100%. O să vedem cum arată, să vedem dacă este un om normal sau dacă e un dat la psihopat, chiar sunt curios cum o să arate, știi ce zic? Hai să vedem. Trebuie să aflăm ce se întâmplă, spune. Bun, hai să vedem, guys. Chiar sunt super, super curios. Nu știu cum arată roommate-ul. Chiar vreau să văd, sunt super curios. Hai să vedem. Văd că conduc o tonă, bro. Mănânc că casa e departe undeva sau ceva de genul. Ok, au ajuns. Bun. Hai să vedem, băieți, Bun. Bun, au ajuns aici, hai să bată la ușă. Să vedem ce o să răspunde. Ok, ai Maria, bun, e Maria. Bun. Mariah, noi zicem Maria, băieți, Mariah, și ce, v-ați prins? Maria, o zicem noi. Hai să vedem. Puteți să intrăm înăuntru? Bun, deci ea e foarte speriată, observați, băieții, după aia, că e super, super speriată, fata. Hai să vedem. What? De ce arată așa locul ăsta? Tu ai pus asta aici? Și că nu rumei, tu colegul ei, bro, cine-i colegul tău de cameră, și ce zic? Ok, hai să vedem. Ok, super, super ciudat. Ok, Mariah, thank you for letting us sit down. Bun, hai să vedem. Sure, no problem. So can you tell me what it is about your roommate that's bothering you? Să spui despre roommate-ul tău. Inviting me to his room. I don't know why my parents left me with him. A lot of times he just says things that don't make any sense. Ok, deci știi că ăsta a invitat-o pe Maria de foarte multe ore la el în cameră. Băieții, acum vă știți voi, adică... Nu mai continuăm de aici. Nu știe de ce, cum îi spune, nu știe de ce părinții ei, ok, o fi că ea crede că părinții au lăsat-o cu ăsta, like, nu știu de ce chestia asta, și că câteodată băiatul ăsta spune chestii care nu au sens. Hai să continuăm. So you've never actually been alone with this guy. Deci până acum niciodată n-a fost singură cu el, gen într-o încăpere sau ceva de genul. Ok, băieți, deci că noaptea trecută, din fericire, și că și-a închis ușa de la cameră. Și că noaptea când s-a trezit, îl auzea cum respiră pe cealaltă parte a ușii și a încercat să facă ceva la broasca aia de la ușii și zice ca să intre în cameră, însă nu a reușit. Super, super, ok, bun, hai să vedem. Deci că tot îi prepară mâncare și dacă nu mănâncă, e foarte, foarte nervos. De ce ar face chestia asta? So can you tell me more about your parents just disappearing? Ok, poate să spun mult despre... Ok, s-a auzit ușa, cred că o să vină acum. L-a întrebat dacă poate să zică mai mult despre... cum îi zice, despre părinții și dispariția lor, băieții. Hai să vedem cum arată roommate-ul. Hai să vedem. Ia să vedem cum arată.
What? Cum ara... Băi, cine e asta? What? I think she's okay. Bro, cine e asta? Băi! Băi, brate, ești ok? Dude, are those worms? Why? A picat... What? A picat ceva din pantalonii lui respectiv râme. Mamă, bro, băi. Băi, băi, ți-o-i pe ăștia de la Life of Lucy, care, bă, oamenii ăia, bă, sunt efect în piz, bă. Bă, dacă vedeți un om de ăsta, cum arată ăștia, bă, fugiți de-l, faceți ceva și ce zic. Like, bă, voi ați văzut cum arată omul ăla? Oh my god. Ok. Ok. Deci colectează chestii din casă, bro. Abar n-am ce face, e super ciudat. Ok, Chica, e foarte, foarte de mama ei. Hai să vedem. Nu trebuie să te îngrijorezi. O să punem camere peste tot. Ok, vorbesc în șoaptă, băiții, că da, audă pe ăla. Ok, deci o să stea în casă, guys, de data aceasta, băiții. Bun, hai să vedem. Let's go, hai, mergeți, băiți, mergeți și faceți ce știți voi mai bine, ce zic. Hai să vedem. Ai grijă la râme. Mă uși mică e asta. Ok, bun. Deci se duc. Asta e camera lor. Oh, băieți, pentru prima dată. Mamă, deci vă lăsați cât de creepy omul ăsta. Pentru prima dată nu mai vorbesc cu el. Știți că ei întotdeauna vorbeau cu respectivul principal. Și ce zic? Dar acum nu vor să vorbească cu el pentru că este foarte, foarte ciudat. Hai să vedem ce se întâmplă în continuare, bro. Chiar foarte, foarte ciudat. Ok, hai să vedem ce se întâmplă. Let's go. Chiar sigur și o să se întâmple, însă e foarte, foarte ciudat. Bă, trebuie să pună camere în tot locul. Pune asta să se uită pe hol. Ok, a plecat ăla. Hai să vedem cum arată camera lui. Bă, camera mea uitat e normală. Dar ce e aia, bro? Nu e deloc normală. Like, e departe de normală. Mamă, ce s-alea? Uite, dinți! Bro-s dinți! Bro-s dinți! What? Are dinți! Mamă, ok. Ok, hai, ignoră chestia asta, bradere, și fugi, bro. Te rog, ignoră. Ok, pune o cameră și în camera lui Maria. Poți să pun o cameră? Ok, hai să vedem. Pune și camera lui Maria, în caz că vine frățiorul. Nimic nu o să se întâmple, așa zice întotdeauna, să mă și... Hai că nu o să se întâmple nimica. Ok. Deci nimic n-are sens, bro, chiar e foarte, foarte ciudat. Am mers, hai acum, băi, ți partea privată cu camerele. Am mers la culcare, bun. Hai să vedem ce s-a întâmplat în timpul ăsta. Uite pe ăștia de la ora 12:28, n-au nicio treabă, dorm. Bun, asta la fel doarme la ora 12:29. Frățiorul stă pe scaun. Ce se... Frățiorul stă pe scaun. Ok, deci băiatul ăla chiar e super, super ciudat. Asta e holul. Deci băiatul chiar e super... Bro, ce se întâmplă cu tine? Bro, ce se întâmplă cu tine? Bro. Asta noapte mănânc. Bro, ce se întâmplă cu tine? Băi, băi, ce se întâmplă cu ăsta? Ok, deci astă seara o să mănânc, băieții, cred că v-ați spus și voi ce o să mănânc, ce nu vă zic mai multe. Hai să vedem, chiar sunt super... Bă, ce face? Bă, ăsta... Bă, ce face ăla? Bă... Aoleu, aoleu, ce... Bă, aoleu, aoleu! Băi... Am mâncat camera. Cred că am mâncat camera, atâta vă zic. Atâta vă zic, am mâncat camera. A văzut camera, bă, nu-i prost, bă, nu-i prost, a văzut camera, uai. Cum ar fi să le ia pe toate, nu cred. Hai să vedem. Uai, băi, uai, 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 deci chiar e... Chiar e ceva să... A văzut, cred că a văzut și camera asta. Cred că vine și pe camera asta. Uai, uai, și pe asta a venit, bă, le-a văzut pe toate, bă, stai, bă, ăsta nu-i prost. Băi, bă, ăsta e cel mai deștept de până acum. Bă, a mâncat toate camerele, bă. Bă, ce se întâmplă cu tine, brother, ești ok? Bă, le-a luat pe toate, la rând. Uai, ce se întâmplă? Aula, a venit la aia cameră. A venit la aia cameră. Și-o luat și camera din... Ora 2 dimineața, bro. A luat toate camerele, bro. Oh my god, băiatul ăsta chiar inteligent. Uai. Ok, hai să vedem. Mamă...
Guys, help! Guys, ajutor! Yo, dude, huh? Wake up! You hear that? Cred că asta nu-i Maria, bradere! Bro, de ce zici? Like, nu-i ca și cum o persoană care cere ajutor, știi ce zic? Adică, help, please, guys, help, please, bă, dacă cere ajutor, țip, știi ce zic? Nu zici așa. Let's go. Deci cred că e... Where's it? E acolo. Yo, what the... Yo, what you? I tricked you. V-am fraierit, v-am zis, bro, că nu-i Maria. V-am zis, bro. Oh my god. Oh my god! Bro, ce faci ăla? Bro, ce faci ăla? Bă, stai dus cu capul, doamne ferește, bro! Bă, ce se întâmplă? Ok, sunt blocați aici. Push the gate. Oh my god, why? Fii atent ce cred ei, bro. Ei cred că și că asta e de fapt o înscenare și Maria e cu el. Ok, băieți, nu m-am gândit până acum la asta. Vă zic, zice că nu m-am gândit până acum la asta. Dar s-ar putea să fie și asta o chestie. Gen Maria să fie cu ei și să, gen ei să fie aia pe care se pune target, știi ce zic? Hai să vedem, hai să vedem în continuare totuși. Nu poți. Nu poți. E ceva pe un track. Nu știu ce să facă. Puteți să ieși pe geam? Nu, e la etaj, la etaj. Toate camerele au picat. Dude, you said the girl was in here. We followed the sound of her voice. What are you talking about? Adevărat. Au urmărit gen asta zicea că, bă, fata e aici, dar au urmărit sunetul vocii. Yeah, obviously we want to get out of here. Să vedem cum ies de aici, dacă poate să pot să iasă de aici. Poate poți să meargă prin vent. At least I'm trying. You're not trying anything. You can't get through that vent. Nu putem să mergem prin ventilație. E ora 3 dimineața, bro, ei sunt trept. Ok, cred că nu o să scape de aici. Ora 3 dimineața, eat! Bro, ce-i cu ăla? What, bro? Oh, shit! Uite ce-i dă de mâncare! Pleacă de acolo, bro! Nu mânca asta! Trebuie să spargă chestia aia, bro, pentru că dacă nu pleacă de acolo sunt morți, știi ce zic, like, dacă nu e o mare frățiorul nostru, cea mai probabil o să moară altcumva, știi ce zic, adică, bă, e super, super ciudat. Hai să vedem. Ok, a reușit, fugiți. Wow, uite că vine, bro, fugi, să mori, fugi, bradere. Fugi. Bro, ce se întâmplă cu Maria? Ce se întâmplă cu Maria, bro? Bă, dar chiar, băieți, ce se întâmplă cu Maria? Uitați unde Maria, ne-am focusat pe băieți. Mamă, ce se întâmplă cu Maria? Hai, că s-a dus. We made it home, called the police. Deci au ajuns acasă și au sunat la poliție. We still aren't sure what happened to Maria. Momentan, încă nu știu ce se întâmplă cu Maria, bro. Ok, și ce s-a terminat videoclipul, guys? Scrieți chiar acum la comentarii ce credeți că s-a întâmplat cu Maria. Eu cred, bro, că frățiorul nostru a mâncat-o, să vă zic așa clar. Adică nu cred că era un scenariu. Like, 100% eu cred că ăla i-a făcut ceva. Nu, gen, există două variante. Ori ăla i-a făcut ceva, ori era un scenariu și... Ea era cu el, dar nu cred chestia asta. Să s-ar putea să fie și chestia asta, însă nu știe nimeni. Cam atât a fost cu episodul acesta. Dacă v-a plăcut, uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați la canal. Eu am fost Marusian, cu ne vedem cu un episod de noi. Pa, pa! Salutare tuturor, mă numesc Marius Iancu și bine ați revenit la un nou episod din seria voastră preferată, respectiv reacție la Life of Luxury. E bine, guys, astăzi am un episod destul de special pentru voi. Din păcate nu pot alege din comentariile voastre, deoarece sunt foarte, foarte multe și nu e ca și cum toți spuneți același videoclip. Fiecare spune, bro, reacționează la celălalt videoclip, bro, reacționează la videoclipul ăla, știi ce zic? Însă am luat primul comentariu care mi s-a arătat în cale și astăzi vom reacționa la un videoclip foarte, foarte horror, poate chiar cel mai horror de până acum. Este vorba despre cineva
care este urmărit de un stalker, cum a fost și chestia aia. Stalker e un om obsedat de tine, like, care vrea să-ți facă rău, vrea să-ți facă chestii de genul. Și acest stalker este în casa persoanei și se uită prin ventilație la ea. Like, este ceva super, super creepy. Nu uitați să apăsați butonul de like, să facem cât mai multe like-uri la episodul ăsta și haideți să începem. Ok, guys, haideți să-i dăm drumul cu episodul, bro. Ok, deci a primit un mail de la o fată, Lydia, de 18 ani, care spune că are pe cineva în casă, care o aude când vorbește și el, ia o la aude pe el, cum vorbește în ventilația ei, în ventul ei, știți cum e pe Among Us. A zis că chestia asta e o nebunie, însă după le-a trimis un video. Hai să vedem. Oh my god, what the fuck, bro? O întrebat-o și că vrei să vii să te joci cu mine? Am niște jucării pe aici, bro. Mamă, băieții, păi gândiți-vă voi să stați așa și să vină unul la voi. Să stai așa și din ventilație, nu știu dacă aveți ventilație, eu n-am, dar să spunem așa, dintr-o gaură de pe cameră, să vină unul, vină să te joci cu mine. Păi m-am dus, să moară pe nu m-am dus. Am sărit pe geam, instant, și stau la etajul 4, grijă mare, deci hai să vedem. So we're gonna head over to Lydia's house tonight. O să se ducă la Lydia acasă, să vadă ce se întâmplă. Ok, acum o să sponsorizeze pe băieții ăștia. Băieții nu mă plătesc, așa că nu o să sponsorizez, eu glumeam, nu vreau să vă pierd timpul, așa că o să trecem direct la activitate. Deci, sunt speriați deja. Ok. Au zis că trebuie să se ducă să investigheze ce se întâmplă acolo. Oamenii sunt deja destul de speriați, încât am înțeles. Am ajuns la ea acasă, bro. Hai să vedem. Hai să batem la ușă. Hai să o găsească pe Lydia, nu? Uite-o. Hai. Hai, can we come in? Deci, ok, deci intrați înăuntru, o să văd care este problema. Asta e dormitorul meu. Poți să le spui care e problema? Se întâmplă ceva foarte, foarte nașpa la ventilație. Ok, deși că noaptea trecută cineva vorbea cu ea, a zis o filmare aia pe care a făcut-o ea și că era pur și simplu paralizată de frică. A zis un videoclipul. Ok, îi spun că ei se, cum îi spune, nu prea cred că este adevărat videoclipul, cam asta spun. Ia, și că jur că e ceva acolo. O să deschidem ventul. Did you open this vent before? Ai mai deschis ventul? Well, the cover is open. Shine the light down here. There's stuff in there. Ce că sunt lucruri acolo? Yo, did you put this in here? Ai pus asta aici? Oh my god, au găsit un măr, bro. Ăștia cred că de ei, băieții, cred că este o înșenare ei, gen, adică zic, ai pus tu asta aici și ea, nu l-am pus. Nu ai pus asta aici. Și că e un fresh, gen, e fresh, adică e de câteva ore. Lydia, there's no way a human could fit in this vent. Deci că nu e ca și cum un om s-ar putea băga acolo în ventul ăla. There's half of an egg in here. Uite și ouă acolo. It smells pretty fresh. Miroase destul de fresh. I mean, you don't sound that shocked about it. Why are you being tu nu pari prea șocat. De ce nu mă crezi? Jur că nu pot. Asta e foarte, foarte nașpa. O să pună camere peste tot cum fac ei de fiecare dată. Și o să aștepte în cameră. Mergeți la treabă. Ok, băieții, hai să vedem ce o să se întâmple, chiar sunt curios. Ok, o să pună camerele. Ok, bechinea au raid. S-a dus în mașină, hai să vedem.
Ora 11.34. Ne uităm chiar acum acolo, bun. Deci se uită, a pus camera în toată casa ei. Au 5 camere până acum. Ok, e camera și cu ea. Ok, este ora 1.19 și peste 2 ore să zice că e fără sens. Că pur și simplu au chemat-o cu gen, fata i-a chemat că i-a văzut pe YouTube gen și vrea doar să atragă atenția. La ora 2.02. Se uite ceva. My skin hurts. Pielea mea doare. O să vin și o să te vizitez. Yo, wake up. What's she doing? Ok, și-o dat seama. What's she doing? Look at her. Nothing. Dude, she's freaking out. Păi de, e speriată. Vreau să fim împreună, spune ăla. Auzi? Postman Pat, he's black and white kid. Cântă un cântec. Trebuie să mergem, bro. Ok, și-au dat seama că e ceva super nașp acolo. Stop. Postman Pat, de ce tot cântă Postman Pat? Let's go! Au venit ăștia. What's going on? What? He's talking to the vent. So, what? Where's the vent like to? The basement. In the basement, let's go! Let's go! Ok, ok, au zis că, ci că ventul duce la subsol. Hai să vedem ce se întâmplă. Ia camera. De- oh, e la subsol, bro, normal că poate să vorbească, man. Mama, locul ăsta e foarte, foarte creepy. Uite la asta. Bă, ce se aude? Mamă, bro, s-au de ceva, oaia băieții, oaia pe de ghine. Deci, bro, sincer, sunt foarte, foarte speriat. Like, ce se aude, man? Hai să vedem. Excuse me, sir. Scuzați-mă, domnule. Ia uite-l pe ăsta. Can I have a word? Bro, uite-l pe ăsta. Is this your house? Asta e casa ta? Sir, is this your house? Do you think you belong bă... here? My skin hurts. Pielea mea doare. Băieții, am impresia că o să țipe, să nu vă speriați, nu știu ce am impresia asta. What? Why are you in this house? De ce ești în casa asta? Is there something wrong with you? E ceva? Nașpa cu tine? Poți să vorbești? Nu știu ce fac aici. You been sleeping? Asta e patul tău unde dormeai? Do you know where you are right now? Știi unde ești? O să fie rănit. How did you no, even get in here? Cum ai ajuns aici? De când timp ești aici? Vorbește, bă! Right now. Sir. Bă, ăsta-i dus cu capul, cică, fă liniște. Do you have mental problems? Ai probleme mentale? Cred că are probleme mentale, băieții. Uite că, cum îi zice, poartă pijamaia de spital. Cred că e scăpat de la spitalul de nebun sau ceva de genul. De ce râzi? Ce faci? Okay, how about we get out of the house? Okay, stop it. Wait, if you're not gonna answer any more questions, then you need to leave. Trebuie să pleci. Record him. Make sure he doesn't go back to your room. Hurry up, go upstairs faster. Come on, dude, he's running. Make sure he leaves. Fii atent dacă pleacă. Okay, let's go check on him. Hai să vedem ce face ea. Hai să vedem ce face fata. Lydia. Lydia. Yo, you're right. We gotta get out of here. We got him out of here, but we still gotta go. There was a guy. We still gotta go. Trebuie să plece, bro. Au rezolvat cazul, man. We send this footage to proper authorities. Lydia no longer stays in that house. Și că au trimis filmarea la autorități și Lydia nu mai stă în casa aia. We don't really know who that guy was. Nu știu cine era băiatul ăla.
conclusion on this. All that we can do is hope that he doesn't come back. Thank you so much for over 500,000. Ok, guys, aici se termină videoclipul, băieți. Ăsta a fost clipul de astăzi. Scrieți în comentarii la ce clip mai vreți să ajungi de la Life of Luxury. Însă, în cazul în care vedeți un comentariu care spune clipul la care vreați voi să reacționați, nu mai scrieți și voi clipul și dați un like acolo, man, ca să văd și eu. Eu am fost Marius Iancu. Au rezolvat băieții cazul. Ce să zic, ne vedem mâine cu un nou...